Noi disponibilizăm. Sunt niște probleme foarte grele cauzate de Casa de Asigurare a Municipiului Dâmbovița și atât. Pentru că nu avem nici ce să-i plătim. Da, da, noi reangajăm, nu avem cum să-i păstrăm. La invitația autorităților județului, conducerea Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie a venit în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, pentru a găsi o soluție la problema celor 27 de cadre medicale de la unitățile balneoclimaterice din Pucioasa, care au primit preaviz de concediere. Avem de clarificat relația dintre Casa de Sănătate și Institut legat de finanțare pentru aceste posturi. Avem de clarificat în ce măsură poate sprijini Casa Județeană de Pensii și cam care este previziunea legată de biletele de tratament pentru anul următor. Avem de lămurit în ce măsură societățile comerciale, Turist Pucioasa și Ceres, se implică și ele, pentru că este interesul lor să aibă bază de tratament în soluționarea acestei probleme. El mi s-a reproșat că v-ați luat un plus de bani, și eu vă susțin interesele. Asta a fost una din discuțiile de ieri. Așa? Și la final să găsim soluția prin care cele două policlinici să funcționeze, oamenii să aibă loc de muncă, asta mă interesează pe mine, și orașul Pucioasa să poată să emită pretenții justificate la o finanțare europeană pentru 2014-2020 pe zona de turism balnear. Am dat curs discuțiilor care au fost ieri la Ministerul Sănătății. De ce? Pentru a clarifica situația de acolo, repet, ce a apărut în presă, în special pe județul Dâmbovița, este puțin dezinformat, dezinformată situația, pentru că institutul nu dorește și nici nu are rolul de a disponibiliza angajații decât pe o perioadă temporară. Activitatea este o activitate sezonieră a tuturor stațiunilor balneare din România. Trebuie să înțelegeți foarte bine că ianuarie, februarie și martie sunt luni moarte, în care nu există și nu se face tratament balnear. Nu există nici măcar adresabilitate. Există hârtii primite din partea societăților comerciale că au aceste baze de tratament închise. Noi, ca și institut care oferim serviciile medicale în cele două baze de tratament, vorbim aici numai de județul Dâmbovița și de localitatea turistică balneoclimaterică Pucioasa. Intenția noastră nu a fost și nu va fi niciodată de a disponibiliza personalul. Singura problemă este subfinanțarea crasă asigurată de Casa de Asigurare a Județului Dâmbovița. Comunicăm extrem de greu cu institutul, în sensul că le trimitem documentele numai prin poștă și nu doresc să le semneze, decât în momentul în care îi presăm puțin că nu le facem ordinul de plată până nu semnează actul adițional cu suma contractată. Bun. Cât este suma pe care o puteți disponibiliza acum și ce acoperă? La acest moment, redistribuirea sumelor pentru octombrie, noiembrie și decembrie, le vom aloca pe luna decembrie un 54.000 pentru luna decembrie. Am făcut solicitare către Casa Națională să ne majoreze creditele de angajament. Să sperăm până la finalul săptămânii să avem un răspuns pozitiv de la Casa Națională în urma discuțiilor avute cu conducerea Casei. Să înțeleg că 54.000 sunt fix și mai așteptăm peste ăștia încă o valoare. Da. După discuții la care presa nu a fost lăsată să participe, aflăm și deznodământul. Am stabilit următoarele lucruri. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate va plăti pe un act adițional o sumă de 54.000 de lei pentru a acoperi salariile până la sfârșitul lui. Pentru lunile ianuarie, februarie și martie, Casa Județeană de Sănătate va acorda în fiecare lună cam 10% din contractul de servicii medicale în vigoare, ceea ce înseamnă că se vor asigura circa 60-65.000 de lei pentru plata salariilor pentru personalul de specialitate medicală. Am discutat cu cele două societăți comerciale, Ceresul și Turist Pucioasa, să își modifice, să-și completeze, de fapt, obiectul de activitate cu prestări servicii medicale pentru balneo fizioterapie și să intre din luna aprilie pe nou contract de prestări servicii cu Casa de Sănătate direct. Da? Deci
angajații vor fi nu ai institutului, ci ai celor două societăți. Beneficiarii contractului de servicii medicale vor fi cele două societăți și institutul va rămâne doar cu componenta care ține de autorizare și de asigurarea condițiilor, să spunem, tehnic-profesionale pentru cele două baze de tratament. Orașul Pucioasa are o istorie în ceea ce privește existența lui ca și stațiune balneoclimaterică, o istorie care începe încă din anul 1828. Deocamdată stațiunea nu se închide.